Vă spun bun venit, dragi telespectatori, prieteni, la o nouă prezentare din seria Metode de Vindecare Biblice. Mă bucur foarte mult pentru privilegiul pe care îl am de a sta înaintea dumneavoastră și de a studia împreună din Sfânta Scriptură, din cartea aceasta inspirată de Dumnezeu, Biblia, Metodele de Vindecare Biblice. Vă spun bine ați venit și sper ca și ocazia din această seară să fie binecuvântare, lumină, speranță și avertizare pentru fiecare dintre noi. Așa după cum am spus, în fiecare ocazie este bine să aveți Biblia cu dumneavoastră și un caiet, un instrument de scris pentru a vă lua notițe. În felul acesta, informațiile prețioase pe care le descoperim, din Cuvântul lui Dumnezeu să poată fi cu ușurință urmărite, recapitulate în timpul dumneavoastră personal. În această seară, mesajul nostru poartă titlul Imun la înșelare. Imun la înșelare. Și înainte de a deschide Cuvântul, așa după cum ne-am obișnuit, am vrea să ne plecăm capetele în rugăciune, în umilință, în smerenie și să cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru această ocazie. Vă invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru, care tronezi în ceruri, cu deplină recunoștință venim înaintea ta, să-ți mulțumim, Doamne, că tu ai fost alături de noi. Îți mulțumim pentru ocazia binecuvântată din această zi pe care o avem, ca să putem învăța la picioarele tale din cuvântul tău. Te rugăm să ne vorbești fiecăruia. Atinge-te tu de mintea și de inima noastră ca să putem înțelege clar cuvântul vieții. O Tată bun, ajută-ne să fim avertizați. Ajută-ne tu să luăm în serios cuvintele tale și să nu fim înșelați. În numele lui Isus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Mesajul nostru imun la înșelare. Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, sunt chemați să facem o alegere în viața noastră. Alegerea aceasta se va baza, bineînțeles, pe cunoștințele, pe informațiile pe care le avem, însă fiecare dintre noi, fie că ne place sau nu ne place, suntem puși în fața unei alegeri. Chiar și la momentul acesta, în lumea noastră, în viața de zi cu zi, suntem chemați să facem alegeri. Însă alegerile acestea se pot dovedi binecuvântare, viață sau blestem. Moarte, nefericire, tristețe, descurajare. Ei bine, în aceste momente aș vrea să vă invit să deschidem Biblia, manualul nostru de studiu de sănătate și să descoperim un adevăr fundamental încă de la început, și anume, ori de câte ori spunem Dumnezeu, spunem adevăr. Dumnezeu înseamnă adevăr. Haideți să deschidem Biblia și să citim câteva pasaje inspirate. Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în, în Sfânta Scriptură și să citim împreună din Cartea Ioan capitolul 14, versetul 6. Ioan capitolul 14, versetul 6. Mesajul nostru va fi unul foarte simplu, în același timp profund și sper ca să se dovedească o binecuvântare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Mesajul nostru imun la înșelare. Ioan 14 și am vrea să citim de la versetul 6. Biblia spune următoarele. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ce frumoase cuvinte citim de pe paginile Sfintelor Scripturi. Isus se prezintă pe sine ca fiind adevărul. Ori de câte ori descoperim adevărul, avem viața. Subliniați, Isus se prezintă ca fiind adevărul. Mergem în Vechiul Testament, în Cartea Numeri, capitolul 23. Vom citi de acolo versetul 19. Numeri, capitolul 23, versetul 19. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați avut măcar dată în viață experiența nefericită de a fi mințiți, înșelați. Însă nu tot așa stau lucrurile în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Numeri, capitolul 23, versetul 19. Priviți ce spune Biblia aici. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Observați, dragi telespectatori, Biblia ne spune Dumnezeu nu este om ca să mintă. Pentru că dumne când spunem Dumnezeu, spunem de fapt Adevăr, spunem de fapt viață. Ascultați ce spune cartea Apocalipsei. Mergem în Apocalipsa la capitolul 1 și pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteți pentru prima dată în seria aceasta de prezentări în fața micilor sau marilor ecrane, este bine să știți că în aceste ocazii de studiu, ce au ca temă metode de vindecare biblice, Planului Dumnezeu de restaurare a sănătății noastre, folosim ca manual Biblia. Și ne place să credem că în cadrul acestor prezentări, vocea omului, cuvintele omului, gândurile noastre omenești, trebuie să se audă din ce în ce mai puțin și trebuie să dăm prioritate Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsei, capitolul 1, și vrem să citim împreună de la versetul. 4 și versetul 5. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 4 și versetul 5. Priviți ce spune Biblia aici. Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie. Versetul 5. Și din partea lui Isus Hristos, Martorul Credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. Ne oprim. Aș vrea să subliniem în pasajul acesta un titlu care este prezentat în strânsă referință cu Domnul Isus Hristos. Și Isus este prezentat ca fiind Martorul Credincios. Martorul Credincios, Isus Hristos. Ori de câte ori citim în Biblie despre un martor credincios, întotdeauna descoperim că un martor credincios este chemat să spună adevărul. Și de foarte multe ori, când ne gândim la o sală de judecată, la un proces, înțelegem importanța unui martor. De cuvintele unui martor, un martor credincios depinde adesea viața și deznodământul final al acelui, al acelui proces, condamnarea sau eliberarea acuzatului. Priviți ce spune Cartea Proverbelor despre caracteristica unui martor credincios. Cartea Proverbelor, capitolul 14, și vrem să citim de la versetul, de la versetul 5. Proverbe, capitolul 14, și citim de la versetul 5. Priviți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu aici. Un martor credincios nu minte. Dar un martor mincinos spune minciuni. Care este titlul pe care l-am descoperit în strânsă legătură cu Domnul Hristos? Domnul Hristos este numit Martorul Credincios. Asta înseamnă că întotdeauna Domnul Hristos ne va spune adevărul. Întotdeauna Domnul Hristos. Are în vedere numai și numai adevărul. Dar care este scopul rostirii, prezentării acestui adevăr sufletelor noastre? Ei bine, scopul lui Hristos în a ne spune adevărul este salvarea sufletelor noastre. Prietenii mei, adevărul, mântuirea, salvarea sunt strâns legate împreună. Este imposibilă salvarea noastră în minciună. Priviți ce spune Biblia în Proverbe 14, Citim de aici versetul 25. Proverbe, capitolul 14, versetul 25. Ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Motivul pentru care Hristos se prezintă ca martorul credincios și adevărat. El care ne spune adevărul, dorința sa este de a ne scăpa sufletele noastre. Numai adevărul ne poate elibera. Hristos spunea, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Acum, există o legătură foarte puternică între Dumnezeu, adevăr și Cuvântul Său. Repet? Există o legătură puternică între Dumnezeu, adevăr și Cuvântul Său. De fapt, adevărul îl vom descoperi în Cuvântul lui Dumnezeu. Mergem în Cartea Ioan, capitolul 17, și vom citi de aici de la versetul 17. Mesajul nostru, imun la înșelare. Ioan, capitolul 17, cu versetul 17. Priviți ce spune Biblia aici. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Adevărul îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Iar Hristos care este adevărul, cuvântul care s-a făcut trup, este acela care dorește să ne salveze sufletele noastre, să restaureze sănătatea și vindecarea în trupul nostru. Cartea Apocalipsei, capitolul 19. Apocalipsa, capitolul 19, prezintă legătura dintre titlul acesta al lui Hristos. El, Martorul Credincios și Adevărat, cel care ne spune adevărul și Cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa capitolul 19 și vrem să citim împreună de la versetul 11. Apocalipsa 19 de la versetul 11. Priviți ce spune Biblia. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb, cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Versetul 13 Biblia ne spune, era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Ori de câte ori spunem Dumnezeu, spunem adevăr, iar adevărul se găsește în cuvântul lui Dumnezeu. Acestea fiind spuse, aș vrea să urmărim o altă partidă. Pentru că în Sfânta Scriptură, de câte ori citim despre lucrarea lui Satan, puterea întunericului, lucrarea diavolului, vorbim despre înșelare, amăgire, minciună. Haideți să citim din Biblie. Mergem în Ioan la capitolul 8 și vom citi de acolo versetul 44. Mesajul nostru imun la înșelare. Ioan, capitolul 8 și citim de aici versetul 44 și 4. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Cum este numit diavolul în pasajul acesta? Tatăl minciunii. În el nu este adevăr. Cu alte cuvinte, lucrarea sa nu este aceea de a înălța, de a sprijini, de a prezenta oamenilor cuvântul curat al lui Dumnezeu, ci lucrarea sa este de a răstălmăci, de a, a prezenta într-o lumină falsă declarațiile lămurite ale Cuvântului Dumnezeu. Dragii mei, prieteni, telespectatori, ori de câte ori citim în Scriptură despre lucrarea diavolului, Satana cel rău, vorbim despre o lucrare de minciună, de înșelare. Priviți ce spune Biblia în Cartea 2 Corinteni, capitolul 11, și vom citi de aici de la versetul 3. 2 Corinteni. Capitolul 11 și vom citi de aici de la versetul 3. Ascultați ce spune Biblia. 2 Corinteni, capitolul 11 și vrem să citim de la versetul 3. Biblia spune următoarele. Dar mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Observați dumneavoastră foarte clar. Este prezentată lucrarea șarpului, o lucrare de amăgire, o lucrare de înșelare. Minciuna este în strânsă legătură cu lucrarea celui rău. Același capitol, versetul 13. Și citim până la versetul 15 următoarele cuvinte. 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 13 la 15. Priviți ce spune Biblia aici. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefacă în slujitori ai neprihănirii. Din nou, în pasajul acesta este subliniată lucrarea aceasta a înșelării, a prefăcătoriei lucrării celui rău. Cartea Apocalipse. Capitolul 12, vrem să citim de aici de la versetul 9. Apocalipsa, capitolul 12 și înainte de a citi versetul 9, am vrea să recapitulăm. Ori de câte ori ne gândim la Dumnezeu, ne gândim la adevăr. Iar adevărul este cuprins în Cuvântul lui Dumnezeu. Ori de câte ori privim în Biblie, la lucrarea celui rău, șarpele cel vechi numit Diavolul și Satana, vorbim despre minciună, despre amăgire, despre înșelare. Și această înșelare are ca scop de a-i abate pe oameni de la adevărul lui Dumnezeu, de la cunoștința de Dumnezeu care se găsește în sfântul său cuvânt. Cartea Apocalipsei, capitolul 12 și citim versetul 9, Biblia spune următoarele și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncat și îngerii lui. Prietenii mei, dragi telespectatori, din nou și din nou în Biblie este prezentată lucrarea acestei puteri a întunericului ca fiind o lucrare de înșelare minciună, ipocrizie, fățărnicie. Aceasta este agenda celui rău. Cu aceste elemente prezentate clar din Biblie, trag o concluzie. La sfârșit, nu vom vedea decât o reflectare a marii lupte care a fost dusă de multe veacuri. Și bătălia aceasta este o bătălie între Dumnezeu și satana, între adevăr și minciună. Și bătălia aceasta se dă cu privire la sufletul fiecăruia dintre noi. La sfârșit, fiecare dintre noi vom fi chemat să alegem între adevăr și minciună. Însă nu uitați dumneavoastră, când vom alege adevărul, îl vom alege pe Dumnezeu în mod direct. Când vom alege minciuna, înșelarea, automat vom alege pe Satan. Mai ales dacă vom avea toate elementele cu privire la adevărul lui Dumnezeu, și cu toate acestea vom merge pe calea minciunii și a înșelării. Dați-mi voie să fac o concluzie foarte uh, deranjată pentru inima noastră, dar este o concluzie pe care o pot uh, desprinde din aceste pasaje pe care le-am citit din Cuvântul lui Dumnezeu. Și voi spune așa. Din ceea ce am studiat din Biblie, potrage următoarea uh, concluzie. Și anume, dacă o învățătură, o practică din viața noastră nu își are originea din cuvântul lui Dumnezeu, din adevărul lui Dumnezeu, atunci nu este din Dumnezeu și automat își are originea în lucrarea diavolului. Repet, prietenii mei, orice învățătură, care nu și are originea în cuvântul lui Dumnezeu, este de la diavolul. Și de aceea ar fi bine să ne întrebăm dacă practicile vieții noastre, atât în închinarea noastră de zi cu zi față de Dumnezeu și pentru că vorbim despre sănătate și vindecare, ar trebui să ne întrebăm ceea ce noi numim metode de vindecare, în recăpătarea sănătății, își au ele originea în cuvântul lui Dumnezeu? Sunt ele susținute de adevărul lui Dumnezeu? Dacă nu, atunci înseamnă că sunt dintr-o altă sursă. Și de aceea, cu aceste gânduri în minte, ori de câte ori în Biblie vom citi despre o lucrare de înșelare, automat știm că în spatele acelei lucrări se află însuși diavolul potrivnicul care merge împotriva lui Dumnezeu. Dar care este scopul acestor înșelări? Este pentru a-i abate pe oameni de la Dumnezeul adevărului, Dumnezeul adevărat, închinarea adevărată, pentru a îi opri pe oameni să vină în contact cu adevărul lui Dumnezeu. Acesta este scopul minciunilor, acesta este scopul înșelătoriilor folosite de Satan. Mesajul nostru imun la înșelare. Cu aceste lucruri în minte, aș vrea să descoperim în Sfânta Scriptură. Faptul că suntem avertizați că în ultimele zile ale istoriei acestui pământ, Satan, prin agenții săi de pe pământul acesta, prin puterile pe care el le coordonează, împotriva adevărului și a copilului Dumnezeu, va încerca din răsputeri să abată atenția oamenilor de la adevărul lui Dumnezeu, de la cuvântul lui Dumnezeu. Și una dintre metodele pe care le va folosi pentru a face această lucrare, vor fi semne, minuni, vindecări miraculoase, false, care vor călca în picioare cuvintele inspirate ale lui Dumnezeu. Haideți să citim din Biblie. Mergem în Matei, capitolul 24. Am citit din capitolul acesta, în prezentarea anterioară, Matei 24, și am vrea să citim de aici, de la versetul 4 și versetul 5. Matei 24, priviți ce spune Biblia. Nu uitați, ori de câte ori citim despre înșelare, automat ne dăm seama, acolo este lucrarea diavolului. Priviți ce spune Biblia. Matei 24, îi citim împreună de la versetul 4 și 5. Drept răspuns, Isus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Deja am citit cuvântul înșelare. Asta înseamnă că Satan este în spatele acestei lucrări care se prezintă a fi în numele lui Hristos. Și oamenii vor ajunge să dea crezare mai mult simțurilor lor olfactive. Ceea ce oamenii vor vedea, vor putea pipăi, vor auzi, decât să-și pună încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este obiectivul celui rău, de a bate atenția oamenilor de la adevărul lui Dumnezeu. Și dacă nu vom fi în contact cu adevărul care se găsește în Cuvântul Sfânt, vom fi înșelați doar pentru că ne punem încrederea în ceea ce noi vedem a fi curat, în ceea ce noi auzim a fi autentic, în ceea ce nouă ni se pare că este corect, curat și sfânt, când de fapt este lucrarea diavolului. Prietenii mei, nu ne putem încrede în ceea ce noi vedem, în ceea ce noi simțim. Încrederea trebuie să ne opunem în cuvântul lui Dumnezeu. Matei 24, versetul 24, Biblia spune următoarele. Ascultați, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo, atenție, să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Vreau să vă observați cu atenție ce spune acest pasaj. Scopul acelor semne și minuni este acela de a înșela pe copiii credincioși al lui Dumnezeu. Satana se va folosi de semne și minuni pentru a înșela. În spatele acestor semne și minuni miraculoase este agenda celui rău. Și din nou vom fi puși în fața unei alegeri. Vom da crezare lucrurilor pe care le vedem. Vom da crezare în simțurile noastre sau încrederea noastră va fi puternic înrădăcinată în adevărurile Bibliei, în cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este scopul înșelărilor. Mesajul nostru, imun la înșelare. Pentru a fi imun la înșelare, ai nevoie ca în fiecare zi să ți se administreze un tratament cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Trebuie să fii în cunoștință de adevărurile importante descoperite în Cartea Vieții, Biblia. Priviți ce spune Biblia. Mai mult decât atât, lucrurile vor culmina, lucruri extraordinare se vor întâmpla în fața oamenilor în aceste zile din urmă. Și din nefericire, prietenii mei, tot ceea ce se întâmplă în lumea astăzi este pentru a-i ține pe oameni departe de cuvântul inspirat. Pentru că atunci când aceste semne și minuni miraculoase vor avea loc, oamenii să fie înșelați. În loc să rămână credincioși adevărului, să rămână credincioși de partea lui Dumnezeu. Pentru că adevărul este Dumnezeu. Mergem în Apocalipsa la capitolul 13. Apocalipsa, capitolul 13. Și am vrea să citim de aici versetul 13 și 14. Apocalipsa, capitolul 13, versetul 13 și 14. Priviți ce spune Biblia. Să săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și care este scopul acestui foc din cer care se pogoară înaintea oamenilor? Acestor semne nemaipomenite. Priviți ce spune Biblia în versetul 14. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele care îi se dăduse să le facă în fața Fiarei, din nou, observați care este scopul acestor semne și minuni. Este de a înșela pe oameni, de a-i ține departe de adevărul lui Dumnezeu, de cunoștința de, a, de Dumnezeul adevărat. Mergem în Apocalipsa, la capitolul 16. Dar cine sunt aceste puteri? Cine este puterea care stă în spatele acestor semne și minuni mincinoase? Ne-am descoperit deja, este diavolul. Lucrurile vor evolua și vor crește în intensitate, încât Biblia ne spune că însă și ai Pământului vor fi vizitați în întâlniri secrete, în ocazii, de către aceste puteri ale întunericului, prezentând înaintea împărației pământului semne și minuni mincinoase pentru a-i înșela, pentru a-i îndrepta împotriva adevărului Dumnezeu. Mergem în Apocalipsa la capitolul 16. Apocalipsa, capitolul 16 și vom citi de la versetul 13. Apocalipsa 16 de la versetul 13. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Duhuri necurate, care este lucrarea acestor duhuri necurate? Duhuri de draci. Versetul 14. Acestea sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații Pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. Dragi telespectatori, iubiți prieteni, cuvântul acesta lui Dumnezeu este plin de avertizări pentru noi în aceste zile în care noi trăim. Și, din nefericire, mulți dintre noi suntem mult preocupați cu lucrurile acestui pământ, cu programe care n-au niciun scop de a salva sufletele noastre. Aduceți-vă aminte, Hristos este prezentat ca fiind Martorul credincios și adevărat, cel care vrea să ne spună adevărul pentru a ne scăpa sufletele. Și El ne spune că în ultimele zile ale istoriei acestui pământ, în acest război între adevăr, și minciună între Dumnezeu și satana. Lumină și întuneric. Duhuri de dragi vor face semne și minuni nemaipomenite chiar înaintea împăraților pământului în încercarea disperată de a ține liderii lumii de parte de adevărul lui Dumnezeu, de parte de închinarea adevărată, ba chiar a folosi acești lideri ai lumii împotriva copilului lui Dumnezeu iar dacă nu vom avea Sfânta Scriptură în mâna noastră și ne vom încrede în ceea ce noi vedem, în ceea ce noi auzim, în simțurile noastre și nu vom avea credință în cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, nu vom avea mintea fortificată, întărită cu adevărurile prețioase din Cuvântul Sfânt. Vom fi înșelați, prietenii mei. Vom fi înșelați în aceste zile din urmă. Priviți ce spune Cuvântul. Cartea 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Care este scutul nostru? Care este protecția noastră? Cum putem să fim imunizați la aceste înșelări pe care le vom vedea în zile din urmă, ba chiar vindecări false, miraculoase, în numele lui Isus Hristos? În dorința oamenilor de a-și sănătatea fizică, se vor duce în fața acestor puteri care se declară a fi reprezentanții lui Dumnezeu, dar sunt decât o mare înșelare, în spatele căruia se ascunde cel rău. Priviți ce spune cartea 2 Tesaloniceni, capitolul 2, bătălia se ascute, 2 Tesaloniceni, capitolul 2 și vrem să citim împreună de la versetul, de la versetul 8. Apostolul Pavel, ne spune ce vom vedea în pragul revenirii lui Hristos. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 8, citim următoarele. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Dragi telespectatori, dacă nu vom avea dragoste de adevărul lui Dumnezeu, dacă nu vom prinde drag de cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Dacă nu vom iubi mai mult timpul cu Sfânta Scriptură decât timpul în fața diferitelor programe de divertisment ale Lumii, vom fi în cele din urmă înșelați. Și îmi place să cred că lumea astăzi este înșelată oferindu-se pâine și circ, în timp ce adevăratele probleme ale Lumii sunt ținute ascunse de parte de ochii și de mintea oamenilor. Și în curând, încetul cu încetul, lumea noastră este pregătită pentru amăgirea finală fatală. Și fiecare dintre noi va trebui să luăm o hotărâre. Biblia ne spune că Satan va lucra cu toate puterile amăgirii. Se va da peste cap cu semne și minuni mincinoase pentru a înșela pe oameni. Dar Dumnezeu, dorește să fim imuni la înșelare. Dumnezeu dorește ca sistemul nostru imunitar, spiritual, să fie atât de întărit, fortificat, cu pentru ochi, medicamentul cerului, remediul acesta al adevărului să fie în inima noastră și să nu fim înșelați în aceste zile din urmă. O, dragi respectatori, care este atitudinea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu? Care este atitudinea noastră față de poruncile lui Dumnezeu? Auzim în aceste zile din urmă foarte mult, în mod special în contextul acestei pandemii, că un anumit tratament ar însemna semnul fiarei. Însă, dați-mi voie să vă spun că în calea pregătirii celui rău, ca oamenii să accepte semnul închinării false, semnul fiarei, satan, Va face semne și minuni mincinoase. Va face tot felul de lucruri pentru a îndepărta pe oameni de la credincioșia față de adevărul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun: lumea n-a văzut nimic. În curând vom vedea semne, minuni, vindecări miraculoase și aceasta va pregăti calea pentru marea înșelare. Însă nu uitați dumneavoastră! Toate aceste semne și minuni. Nu vor fi făcute decât în numele creștinismului, în numele lui Hristos. Și mulți vor da crezare, pentru că nu sunt puternic rădăcinați în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Mergem în Cartea Apocalipsei, capitolul 19. Apocalipsa, capitolul 19. Vrem să citim împreună de la versetul 20. Care este testul? Care este tratamentul? Care este remediul pe care noi trebuie să-l avem în inima noastră astăzi pentru a fi imuni la înșelare, pentru a nu fi înșelați în aceste zile din urmă de aceste semne și minuni și vindecări miraculoase care poartă pe cetea celui rău a diavolului. Priviți ce spune cartea Apocalipsei, capitolul 19 cu versetul 20. Apocalipsa 19 cu versetul 20, Biblia spune și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei observați dumneavoastră ce spune Biblia aceștia care vor primi semnul fiarei sunt cei care au fost înșelați de semnele și minunile făcute de prorocul mincinos. Acum, care ar trebui să fie testul de verificare a unui profet? De unde ne dăm seama dacă un profet este adevărat sau este un profet mincinos? Să fie oare semnele? să fie oare minunile? Aceasta să fie dovada apartenenței lui, de puterea lui Dumnezeu? Nu prietenii mei, ci mai întâi de toate va trebui ca profetul acela să înalțe cuvântul lui Dumnezeu, să înalțe poruncile lui Dumnezeu, să înalțe adevărul lui Dumnezeu. Numai atunci putem să fim siguri că acele semne și minuni care sunt făcute pot fi de origine divină. Dacă nu, atunci este mai mult decât clar că aceste semne și minuni poartă amprenta puterii celui rău. Mergem în cartea Deuteronom, capitolul 13. Deuteronom, capitolul 13. Mesajul nostru: Imun la înșelare. Imun la înșelare. O, prietenii mei, mulți dintre noi căutăm să fim imuni astăzi dar nu ne pregătim pentru ceea ce vine în curând peste lumea aceasta ca o surpriză covârșitoare. În curând vom da ascultare simțurilor noastre, vocilor omenești din stânga și în dreapta, dacă nu suntem puternic înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu. Cartea de Autoronom, capitolul 13, de la versetul 1, Biblia ne spune Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de visei, care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea de care ți-a vorbit el zicând haidem după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști și să le slujim. Haideți să ne oprim puțin. Aici este prezentat un test din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, dacă un profet, prezintă un semn sau o minune, chiar dacă se împlinește înaintea oamenilor. Dar împreună cu aceste semne și minuni, este făcută o chemare ca să ne despărțim de adevărurile clar prezentate în Cuvântul lui Dumnezeu. Este dovada clară că acel profet, acel visător de vise, nu poartă amprenta lui Dumnezeu. Priviți ce spune Biblia mai departe. Să nasculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise. Versetul 3. Versetul 5. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, că ce a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru care va a scos din țara Egiptului și va a izbăvi din casa robiei și a voit să te abată de la calea în care ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli, să scoți astfel răul din mijlocul tău. Dragi ascultători, stimați telespectatori, dați-mi voie să vă spun, Testul fundamental este cuvântul lui Dumnezeu și în mod special poruncile lui Dumnezeu vom vedea în aceste zile din urmă semne și minuni mincinoase care ne vor îndemna să călcăm poruncile lui Dumnezeu, să călcăm cuvântul clar prezentat al lui Dumnezeu și vom fi înșelați dacă nu cunoaștem adevărurile din Sfânta Scriptură. Aș vrea să închei în această ocazie cu un pasaj care se găsește în Matei capitolul 7. Matei, capitolul 7. Bine, bine, va spune cineva, dar aceste minuni sunt făcute în numele Lui Hristos. Aceste minuni sunt, sunt, sunt făcute înaintea oamenilor, se rostește cuvântul Iisus. Trebuie să fie Dumnezeu acolo. Nu, prietenii mei? Nu, acesta este testul. Priviți ce spune Biblia în Matei, la capitolul 7. Am vrea să citim de la versetul 21 până la versetul 23. Un pasaj foarte important. Biblia spune așa, nu ori și cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Iisus vorbea despre ziua sfârșitului, ziua revenirii sale. Ascultați, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, N-am prorocit noi în numele tău. N-am scos na noi draci în numele tău. N-am făcut noi multe minuni în numele tău. Însă ascultați răspunsul lui Dumnezeu. Atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. În zilele din urmă, Vom vedea semne, minuni făcute în numele lui Isus. Dar Isus va spune acestor oameni: niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, voi cei care aveți numele meu pe buze, dar care în mod constant călcați poruncile, legile mele, călcați cuvântul meu. Dragi ascultători, telespectatori, în această seară, mesajul nostru imun la înșelare. Mă rog ca să fi înțeles avertizarea din partea lui Dumnezeu. Trăim ultimele clipe ale istoriei acestui pământ. Trăim în clipele în care înșelarea este prezentă aproape pretutindeni. Și singura noastră salvare, singura noastră, singura noastră apărare este doar în cuvântul prețios al lui Dumnezeu. Dumnezeu să mă ajute pe mine și pe dumneavoastră să fim imuni la înșelarea care este pretutind din jurul nostru. Ce trebuie să facem? Trebuie să venim la laboratorul cerului, să venim și să primim tratamentul, Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, să-L mâncăm, să-L studiem, să-L trăim, să-L împlinim și în felul acesta, întărindu-ne mintea cu adevărurile prețioase a lui Dumnezeu, să fim puși la dăpost în aceste zile din urmă. Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, dragi telespectatori. Este cartea divină care ne descoperă că în zilele din urmă oamenii vor fi înșelați pentru că vor da ascultare mai mult simțurilor lor decât cuvântului lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să nu fim înșelați. Să ne ajute Dumnezeu să iubim cuvântul său mai mult decât hrana noastră, cea de toate zilele. Vă invit să ne rugăm împreună. În aceste clipe. Tatăl nostru, care tronezi în ceruri, îți mulțumim pentru avertizările din cuvântul tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru că tu ne spui dinainte ce se va întâmpla. Și, în mod special, dorești ca noi să rămânem de partea ta, de partea adevărului, de partea cuvântului tău, de partea poruncilor tale. Doamne, ajută-ne tu în aceste zile din urmă să fim imuni la înșelare. Dă-ne dragoste de cuvântul tău în familiile noastre. Pune dragoste de cuvântul tău în inima copiilor noștri, că te-am rugat în numele Domnului Hristos și îți mulțumim. Oferă alinare, sănătate și vindecare, Doamne, după voia ta, celor care strigă după ajutorul tău chiar acum pe paturile de suferință. Ascultă rugăciunea noastră, că te-am rugat în numele Lui Isus și îți mulțumim. Amin. Stimați spectatori, vă mulțumesc pentru atenția cuvenită. Ne vom întâlni în ocazia următoare din nou în studiu Cuvântului Dumnezeu în seria de prezentări Metode de Vindecare Biblice. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.